Pacea Domnului tuturor și bine v-am găsit! Așa cum a spus Apostolul Pavel altădată, că a avut dorința să viziteze pe frații din Roma, dar i-a lipsit prilejul, așa mi-a lipsit și mie prilejul. În 20 de ani de când ne-am despărțit, după ce am terminat cu școala în Chattanooga, n-am avut ocazia să vizitez biserica unde slujește fratele Matei decât acum. A venit prilejul săptămâna aceasta. Sunt la o convenție aici în Atlanta și de aceea am venit și am zis că mă bucur să fiu aici și să vă vizitez. Mă bucur să vă revăd, pe mulți nu vă cunosc, pe cei care am cunoscut abia i-am mai recunoscut, am mai uitat și unele nume. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Însă cu toate familiile, cu copiii, cu toți ai dumneavoastră de aici, din alte părți și rămâneți aproape de Domnul și pe cale statornici. Dumneavoastră aici, noi acolo în Texas, vă aduc salutări din partea fraților și a bisericii unde slujesc acolo. Har și pace în numele Domnului Iisus și versetul de la 1 Ioan 4:7 despre dragostea pe care trebuie să o împărtășim unii cu alții. Apoi vă aduc și o carte cu predici de evangelizare. M-am bucurat să văd și cartea fratelui Liviu Olac. De mult am vrut și eu să o am, o să o iau la sfârșit. Fratele Olac a predicat mult și cu asta a început misiunea despre pocăința pocăinților. Și cred că acolo sunt predici edificatoare în sensul acesta, pentru că și noi avem nevoie să ne pocăim. Cartea pe care Domnul mi-a dat-o mie este tot cu predici și studii de evangelizare și o recomand pentru cei necredincioși mai mult. Așa că, având harul să ne apropiem din nou de sărbătorile de iarnă, când se fac cadouri, ar fi foarte bine să luăm cărțile, să le facem cadou celor care au nevoie de pocăință și din adunare și din afară. Așa că vă îndemn la sfârșit să consultați pe frații care o să fie acolo cu ele. Este bine și mi-a plăcut la școală cu fratele Lascău, la Sunday School, accentul pe care l-a pus pe misiune, folosindu-l pe Apostolul Pavel și pe Sila ca și exemple și mesajul mesagerilor și mai ales în lumea în care trăim, frații și surori, este nevoie poate mai mult ca oricând să fim ceea ce a spus Domnul Iisus, sare și lumină. Domnul să ne ajute la aceasta. Mă bucur să revăd și pe fratele Pit. Am dat înapoi vremea să vedem când ne-am întâlnit prima dată și am realizat că s-a întâmplat acum 25 de ani. Aproape 25 de ani ne-am întâlnit în California. Mă bucur că este aici, îl urmăresc și cu predicile, mă uit la programele dumneavoastră de aici câteodată. Dumnezeu să vă binecuvinteze prin lucrarea pe care o faceți. Susțineți-o și faceți-o ca pentru Domnul. În dimineața aceasta aș dori să ne apropiem de cuvântul Domnului și să împărtășim în baza psalmului 51 învățături ale Domnului pentru noi prin exemplu personal al împăratului David despre pocăință, despre reîntoarcere la Domnul după ce am greșit. Spuneam, e posibil să greșim și noi, cei care suntem pe calea Domnului și de aceea mesajul din dimineața aceasta este pentru toți. Căci toți au păcătuit, spune și Apostolul Pavel și Biblia spune, nu este ființă vie care să nu fi greșit înaintea lui Dumnezeu. De aceea zic ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze pe toți și să ne ajute să înțelegem încă o dată ce trebuie să facem după ce am greșit. Iar pentru cei care sunt în sală și nu s-au împăcat cu Domnul, soluția este pocăința. Pentru cei care ne urmăresc și o să urmărească poate mai târziu serviciul acesta și predicile pe care le aveți, pentru că insistăm pe evangelizare, îndemnul este de asemenea la pocăință. Ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru, în America, în România, în Europa, în lumea întreagă. Oamenii se despocăiesc și cei care au fost pocăiți, așa zis, se despocăiesc. Mișcarea ateistă promovează debotezarea. Poate ați văzut și dacă mergeți pe internet o să găsiți ritualuri de debotezare. Fac
circ. Este unul acolo care joacă rol de învățător sau povățuitorul lor cu un uscător de păr. Și se pun la rând și vin și el îi usucă cu apa de la botez care au primit-o acum 10, 20, 30 de ani. Ritual de debotezare, unde s-a ajuns în vremea noastră. Cresc copiii noștri. Uitați-vă cum este mersul în școlile noastre. Uitați-vă cum stau lucrurile când este vorba de informare prin media. Ce ne spune televizorul, ce spune internetul, ce spun ziarele. Totul despre lumea așa cum și-o închipuie omul. Și legile lui Dumnezeu și soluția lui Dumnezeu pentru viața aceasta și viața veșnică este ignorată. Este considerată demodată. De aceea, pentru noi care suntem pe calea Domnului, este bine să ne întărim, să ne fortificăm, să rămânem statornici, să ne încurajăm în baza cuvântului și să putem oferi un model de pocăință și altora. Îl folosim în dimineața aceasta pe împăratul David. Cine s-ar fi așteptat, după cum a început împăratul David, cine s-ar fi așteptat că un om cu așa experiențe spirituale, imaginați-vă să cânți și să fugă demonii pe toate geamurile și pe toate ușile, să elibereze pe cel posedat. Așa experiență spirituală, așa nivel de maturitate spirituală a avut David la o vreme în viața lui. Apoi a venit vremea când prin credință și curaj s-a luptat cu ursul și cu leu și a păzit turma. Și asta l-a pregătit pentru confruntarea cu Goliat mai târziu. De la experiențele spirituale, uitați-vă, ajunge sus de tot, pe scară socială și istorică și națională a Israelului, erou național. Și de aici lumea a început să cânte, că a bătut mai mulți decât Saul și necazul cu Saul, apoi în cele din urmă ajunge împărat, ajunge sus de tot David. Cine s-ar fi crezut că într-o zi David o să aibă o criză spirituală? Cine s-ar fi așteptat că într-o zi David o să fie unul care o să oferă model de pocăință? Pentru că el aparent a avut o tinerețe pocăită. El a avut o tinerețe cu Domnul. El a avut o umblare deosebită cu Domnul. Cine s-ar fi așteptat ca omul acesta, comentatorii spun că el, prin căderea lui, a încălcat 6 din cele 10 porunci. A încălcat 6 din cele 10 porunci. Nu ca pe timpul să luăm, să analizăm, dar ce este trist că a încălcat voința divină. Voința Domnului a fost ca el să rămână cu o mărturie bună pentru tot restul vieții. Pentru toți israeliții, pentru toți cei care urmau să-l cunoască. Îl cunoaștem însă astăzi, așa cum zic oamenii, și de bine și de rău. Dar vreau să ne uităm la ridicarea lui David, nu la căderea lui. Foarte mulți se uită astăzi la căderea lui David. Cunoscut o persoană care a căzut după ce a fost în biserică, după ce a fost chiar slujitor în biserică, și unul dintre motivele și argumentele lui ca să se apere de căderea în care a ajuns a fost, păi și David a făcut așa. Sunt unii care se uită la căderea lui David. Important este însă să ne uităm la ridicarea lui David și în dimineața aceasta aș vrea să urmărim pașii pocăinței lui David. În primul rând, recunoașterea păcatelor. Recunoașterea. Cu asta a început David, cu asta începem și noi și cu asta trebuie să înceapă oricine. Uitați-vă în versetul 1 din Psalmul 51, cum am citit. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Șterge fără de legile mele. Recunoaște. Îmi place că folosește pluralul aici. Folosește și singularul, păcatul meu și fără de legea mea, dar uitați-vă cum începe el. Doamne, în îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. În versetul 9, iarăși folosește pluralul. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Recunoașterea tuturor greșelilor, a întregii fără de legi, a tuturor păcatelor, este imperioasă pentru cel care vrea să se apropie din nou de Domnul. Sau pentru oricine care n-a fost niciodată în relație cu Domnul. Recunoaștere, dar o recunoaștere deplină. A întregii fără de legi pe care ai făcut-o, spune David, șterge toate nelegiurile mele.
Cum procedează astăzi oamenii când vor să-și reabiliteze relațiile? După ce au greșit unii față de alții, recunosc, dar de multe ori recunosc parțial. O, eu am făcut asta, eu, dar și tu. Dă vina și pe ea, sau pe el, sau pe ei. Observați undeva în textul nostru, sau în scrierile despre David, că David, măcar o singură dată, a dat vina pe Bathsheba? Putea să spună, stai, da, și ea e de vină. Doamne, eu îmi cer iertare pentru vina mea, dar și ea nu se face să soțul plecat la război și ea să facă baie în centru și... Dar și ea mai ispitit și... Nu, David se uită la el. Pocăința este individuală, frați și surori. Pocăința este individuală. La cina Domnului, când stăm și ne cercetăm în baza textului, cum citim? Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Nu te uiți în stânga și în dreapta. Cine ia cina, cine nu ia cina? Oare de ce nu ia? El e mai rău ca mine și de aceea nu poate. Eu pot să iau. Nu astfel de cercetare. Ci una care să te smerească, care să te aplece înaintea Domnului. Fiecare să se cerceteze pe sine. În dimineața aceasta, chiar dacă nu stăm la cina Domnului, suntem la părtășia spirituală cu Domnul și este un alt moment, o alt prilej prin care să ne cercetăm fiecare. Cum stăm la capitolul acesta? Am făcut greșeli? Am făcut. Am făcut greșeli pe care nu le știu ceilalți, inclusiv mama sau tata, soțul sau soția, frații din biserică, colegii de muncă. Am făcut? Nu este nimeni care să nu facă. Dumnezeu ne-a dat har. Dumnezeu ne-a dat harul acestei zile ca să ne pocăim încă o dată. Să ne pocăim încă o dată. Am întâlnit un păstor în vârstă odată într-o biserică acolo în Texas și spunea el, vorbind așa despre pocăință, eram la el la biserică odată în birou acolo și ce e foarte importantă și trebuie să o practicăm și noi pastorii, zicea el. Și uite ce mi s-a întâmplat odată. Am fost la o conferință, un fel de retreat, cu 2000 de pastori și vorbitorul la conferința aceasta a fost Adrian Rogers. Și zice, Adrian Rogers a mărturisit după aceea. Când s-a încheiat conferința, el a făcut invitation, cum se face la americani. La serviciu se încheie totdeauna cu invitație la pocăință, la dedicare, la rededicare pentru membrii bisericii. Și zice, el a făcut invitație la pocăință. Mă, eu m-am gândit și alții după aceea și, măi, da, toți sunt păstori aici. Cum adică ei sunt pocăiți, ei trebuie să învețe pe alții calea pocăinței și... Și a făcut invitație la pocăință și cineva a ieșit în față. A îngenunchiat, a plâns, s-a rugat, s-a pocăit și a mărturisit după aceea. Și Adrian Roger le-a spus lor, am făcut din greșeală invitația la pocăință. Că la pastor nu trebuia să, omenește vorbind, nu se face invitație. Dar a făcut-o și acolo a fost, între ei. Oare cât sunt între noi, care au nevoie de pocăință sau de rededicare înaintea Domnului? Pocăința, dragii mei, este pentru noi toți. Și începe cu recunoașterea. Acesta este primul pas, recunoașterea. A venit fratele Matei odată în cameră, cum a spus, locuiam împreună, nu știu dacă își aduce el aminte, și mi-a spus ceva care mi-a rămas și folosesc exemplu. Ce hai să spun ce am văzut la bibliotecă astăzi. Ce a venit un om acolo cu o carte sub braț și a pus-o pe tejghea acolo și a zis, cartea aceasta aparține acestei biblioteci. Am furat-o în urmă cu 38 de ani. S-a întors și a plecat. După 38 de ani, a recunoscut. Dumnezeu i-a dat har, dar nu știm cât har ne dă nouă Dumnezeu să recunoaștem ce am făcut ieri, sau săptămâna trecută, sau anul trecut. De aceea când vorbim de pocăință, știți care e standardul, care e legea divină? Astăzi dacă auzi glasul. Astăzi e vremea pocăinței, nu mâine, nu poi mâine. Astăzi. Faptul că suntem aici și cred că Duhul Sfânt a potrivit și psalmul de la timpul de rugăciune a fost potrivit ca să se coreleze cu psalmul citit acum pentru timpul de studiu biblic, pentru timpul de serviciu divin. Și lecția de la școala biblică care a fost despre misiunea lui Pavel la care am asistat și eu, despre predicarea mesajului de pocăință pentru cei care urmau să-l audă. Al doilea pas pe care trebuie să-l facem pe calea pocăinței sau înspre reabilitarea noastră cu Dumnezeu după ce am greșit,
Deci țineți minte, este și pentru cei, cum zicem noi, nepocăiți, dar este și pentru noi, pentru atunci când greșim. Unii față de alții, înaintea lui Dumnezeu, la servici, la școală, că e cu neputință să nu greșim, spune cuvântul Domnului. Al doilea pas pe care trebuie să-l facem este să regretăm. Regretarea după recunoaștere. Spune aici împăratul David, dacă citim cu atenție, în versetul 3, căci îmi cunosc bine fără de legile mele și păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Iar în Psalmul 32, mergem la Psalmul 32, ce spune David aici, versetul 3, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Îl durea păcatul. Astăzi trăim vremea când păcatul nu mai doare. Conștiința s-a tocit, s-a spălat. Ai făcut și nu mai simți remușcări. Chiar dacă conștiința încearcă să dea un semnal, încearcă să te mustre și nu ai somn câteodată, dar acoperi. Încerc să acoperi. Încerc să pozezi, să pozezi că este bine situația în care te afli. Așa a făcut și David. Când mergea însă acasă, David, în odaia lui de dormit, n-avea somn. Îl durea păcatul. Gemea. Imaginați-vă-l în perioada aceasta de nemărturisire pe împăratul David. Mi-l imaginez așa, ieșind de la palat și mergând însoțit de generali, aceeași cunună împărătească, aceeași mantie, același cal împărătesc, aceeași gardă împrejurul lui, lumea se pleca înainte, trece împăratul David, erou național, l-a bătut pe Golia, omul cu experiențe spirituale și poate David zâmbea. Și lumea s-a plecat și lumea aplauda și pentru ei David era același. Înaintea lui Dumnezeu nu mai era același. Îl durea. Așa pozăm și noi câteodată. Înaintea oamenilor zâmbim și lăsăm să se înțeleagă că totul este bine cu pocăința. Totul este bine cu mărturia. Totul este bine cu neprihănirea noastră. Dumnezeu știe tot, frați și surori, nu putem ascunde. Să ne păzească El de fățărnicia aceasta spirituală și de ipocrizia pocăinței pocăiților. Să ne păzească Domnul. În urmă cu ani de zile, când președintele Bush, tatăl celui care a fost ultima dată președinte, era în timpul campaniei electorale, a avut în staful lui pe cineva care l-a ajutat foarte mult. Era membru în staful de campanie și după ce a trecut campania politică și a ajuns președinte, acestui colaborator al lui i-a dat o funcție foarte importantă în noua administrație a lui Bush. După vreo 6 luni de zile s-a descoperit însă că omul acesta are o tumoare canceroasă la cap, la creier. I-au spus doctorii că mai are de trăit undeva la 3 luni de zile. Ce a făcut? Visul cu politica, cu slujirea în administrația Bush, cu realizări pe scară profesională s-a terminat. A început să se pocăiască, a început să se pregătească pentru veșnicie și unul dintre lucrurile care l-a făcut a fost să-ți recunoască greșelile și să regrete păcatele pe care le-a făcut. Și a început să dea telefon la cei din campania, din opoziție, cei din campania lui Michael Dukakis, el a fost candidat atunci, și să dea telefoane, să-și ceară iertare. Se spune că a cheltuit la vremea aceea 40.000 de dolari numai cu telefoane ca să-și ceară iertare.
și le spunea, îmi pare rău. Și a spus lui Michael Dukakis, când a apărut în presă articolul cu tare, sau știi, și am calomniat și familia și despre soția ta, despre relații, despre tot, n-a fost adevărat nimic. Am fabricat eu acuzațiile și caracterizarea și că așa a fost în timpul campaniei, trebuia să te denaturăm ca să ieșim noi bine cu bușii. Îmi cer iertare, te rog să mă ierți. Eu mai am de trăit câteva luni și vreau să mă împac cu toți față de care am greșit. $40,000 pentru pocăință, pentru regretarea faptelor făcute. Dragii mei, dacă păcatul nu ne doare, nu o să simțim nevoia costului pocăinței. Asta e prețul pe care trebuie să-l plătim noi. Pentru pocăința noastră a plătit Domnul Iisus cu viața Lui. Trupul lui s-a frânt la cruce, sângele lui a curs pe cruce, dar ce ni se cere nouă în procesul acesta este să recunoaștem greșelile, să ne plângem păcatul, să venim la Domnul Iisus. A venit o femeie păcătoasă la Domnul Iisus și ce a făcut ea cu păcatele din viața ei de până atunci? Le plângea. Și cât a plâns, atât încât a fost suficient cu lacrimile ei să spele picioarele Domnului și să le curățe cu părul capului ei. Asta înseamnă regret pentru faptele făcute. Nu să te bați cu pumnul în piept, nu să cauți să asculți, nu să dai vina și pe altul. Dar și el a făcut, dar și el a zis, dar el a început, dar el a zis primul. Pocăința este individuală și trebuie să recunoaștem tot. Și trebuie să recunoaștem la timp. David a amânat până când a venit profetul la el. Un alt lucru interesant și important, trebuie să recunoaștem la timp și apoi trebuie să regretăm. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. În Psalmul 143, mă întorc la psalmul care a fost citit pentru timpul de rugăciune. Versetul 4 spune cuvântul așa: îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburată inima în lăuntrul meu. De ce? De ce era mâhnit sufletul lui David? Regreta ce a făcut. Îi părea rău acum. Urie nu mai este, fapta a fost consumată, a făcut și desfrâu și curvie și ucidere și crimă și tăinuire și minciună și falsitate și este tulburată inima înăuntrul meu. Apoi, versetul 6, îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Versetul 7, grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Uitați-vă la regretul lui David. Mi se topește duhul, mi se usucă oasele. Spune în altă parte, după plânsul acesta, dacă ar fi să adun lacrimile dimineața, ar fi cu găleata. Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să ne recunoaștem greșelile și să le regretăm. Al treilea pas pe care îl facem în procesul reabilitării noastre cu Domnul este renunțarea la viața păcătoasă, la păcatul care l-am făcut. Renunțare. În versetul acesta spune apostolul, spune David în versetul 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Spune el mai înainte, curățește-mă cu isop și voi fi curat. Uitați-vă ce își dorește David. Curățește-mă și voi fi curat. Asta înseamnă că e gata să renunțe la ce a făcut. Curățește-mă și vreau să trăiesc pentru tot restul vieții curat înaintea ta. Zidește în mine o inimă nouă și curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mai vreau să fiu nestatornic pe calea credinței. Nu mai vreau să fiu nestatornic. O, cât sunt astăzi nestatornici. Și auzi, a fost și acum a căzut. A fost la biserică și acum auzi, nu mai merge la biserică. Triste veștile acestea. Am auzit despre unii, despre alții și e trist să știi că cineva a fost pe calea Domnului și acum nu mai este. Nu-i statornicie în credință. Nu-i statornicie în pocăință. Nu-i statornicie în mărturisirea creștină. Dumnezeu să ne ferească de astfel de stări. Și ca individ, și ca familii de credincioși, și ca biserică. Dumnezeu să ne ferească. Dumnezeu să ne ajute să fim statornici, dragii mei. Renunțarea la păcat și dorința de a trăi o viață nouă pentru Domnul asigură progresul și asigură înaintarea noastră spirituală și a mărturiei noastre în lumea în care trăim. Iată cu citit la Proverbe 28:13. Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de păcatele, ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu? Propășește sau nu propășește? Cine își ascunde fără de legile, nu propășește.
Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, se lasă de ele, capătă îndurare. Proverbe 28:13. Cum stăm în privința aceasta, frați și surori? Mărturisirea, să zicem că o facem. Recunoaștem și zicem, am sorry și ne pare rău. Când venim însă la renunțare, poate că e mai greu. Poate că e mai greu. Există în tradițiile creștine, așa cum le cunoaștem noi, un timp special de mărturisire, de spovedanie. Și se duce omul și spune ce a făcut și se destăinuie și... Dar ce se întâmplă? Anul viitor merge din nou și spune că a făcut aceleași lucruri. Nu-i bine așa. Modelul biblic este odată ce te-ai rugat Domnului să te curățească cu isopul Duhului Sfânt, cu isopul mesajului și a puterii spirituale, trebuie să cauți să trăiești o viață spirituală. Nu poți singur, nu depinde de noi, dar harul lui Dumnezeu ne este de ajuns. Cuvântul lui Dumnezeu este suficient ca să ne îndrepte, ca să ne ghideze, ca să ne arate calea. Așa că să-L iubim, să-L trăim, să-L împărtășim și cu alții apoi, să putem să facem lucrul acesta. Ați auzit probabil istorisirea aceea că e foarte populară cu teologul Augustin. El a avut o viață de aventurier în tinerețe și după ce s-a întors la Domnul, într-adevăr, și-a pus serios problema trăirii unei vieți spirituale autentice. Într-o zi mergea pe drum și a auzit o voce, cineva a strigat după el, hei, Augustine, Augustine! El nu s-a întors, a recunoscut vocea, era una din fostele concubine. S-a dus înainte, ea a strigat din nou, Augustine, el nu s-a întors. A venit, a trecut înaintea lui, s-a postat în fața lui și a zis, Augustine, tu nu mă recunoști? Eu sunt, și a spus numele și... Se zice că el s-a uitat în ochii ei și a spus, nu mă recunoști tu pe mine. Eu sunt alt Augustin acum. Și s-a întors, s-a ocolit și a plecat. Eu sunt un altul. De când m-am pocăit, de când m-am predat Domnului, de când am început să umblu pe calea aceasta, eu nu mai vreau să merg pe unde am fost. Nu mai vreau să merg pe unde am fost. La Psalmul 143, dacă mergem din nou, ce-și dorește David acolo, în versetul 10, și a fost subliniat foarte frumos la timpul de rugăciune, învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Sunt tot cuvintele lui David. Asta și-a dorit David. După ce a recunoscut și a regretat, acum renunță și este gata să meargă, dar numai pe calea pe care vrea Domnul. Doamne, numai voia ta să se facă. Și concluzionează el la sfârșitul psalmului, versetul 12, în bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău. Eu sunt robul tău. Ce înseamnă aceasta? S-a predat Domnului, a renunțat, nu mai vrea, a gustat căderea, dar se întoarce. Și zice, nu mai sunt robul păcatului, nu mai sunt robul poftei, nu mai sunt robul privirilor păcătoase, nu mai sunt robul înșelăciunii, nu mai sunt robul minciunii, nu mai sunt robul desfrâului, nu mai sunt robul crimei, sunt robul tău. Sunt robul tău. Așa se prezintă el. Ne dăm business card-uri unul la altul, carte de vizită. Și acolo căutăm să scriem tot felul. Și apoi când facem aplicații pentru un serviciu nou, pentru un job nou, vedeți, trebuie să faci pentru CV-ul. Rezume. Ați văzut vreun rezume negativ? Să scrie cineva acolo... Da, sunt în profesia asta de atâta vreme, dar nu știu să fac aia. Nu mă pricep așa, sunt cam stângaci. Sau sunt, scrie cineva așa într-un rezume când vrea să ia job-ul. Ce scriem acolo? Mai mult de bine, despre calități, despre experiență, despre ce... Și n-a fost suficient atât să-l facem noi. Ați văzut ce s-a întâmplat în lumea în care trăim? S-au înființat companii care ți-au banii să scrie lucruri neadevărate despre tine. Citești rezumeul și parcă nu-ți vine să crezi că e al tău. Că tu știi atât de bine, că tu ai experiența așa bună, că tu faci așa bine lucrarea și parcă că ei sunt profesioniști la măsluire, la aranjarea lucrurilor și din vorbe faci un rezume și că nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi.
robul Domnului, zice David. Nu-și dorește să mai fie privit ca erou național. Nu-și dorește să-i spună lumea, împăratul și cel mai mare împărat, cuceritorul. David, când se prezintă înaintea Domnului, zice, sunt robul tău. Urmăriți tema aceasta în toată Biblia. Când a murit Moise în Deuteronom, cum citim? Și Moise, robul Domnului, a murit. Vine Apostolul Pavel în Noul Testament, cum se prezintă el, care-i business card-ul lui? Pavel, rob. Nu spune că a fost cel mai mare teolog. Nu spune că a fost misionar. Nu spune că sunt apostolul neamurilor. Nu spune că am studiat cu Gamaliel. Nu spune că Pavel spune robul Domnului. Cel care se pocăiește cu adevărat, cel care își rededică viața dintre noi să fie, se va vedea întotdeauna ca un rob al Domnului. Pocăința acolo te duce. Nu ne place uneori să fim ascultători de altcineva și de alții. Vedeți, trăim, spunea cineva, vremurile când, mai ales generația tânără, dar și noi ceilalți suntem generația anti-învățătură, anti-disciplină, anti-guvern, anti-biserică, anti-mersul la biserică, anti-cititul Bibliei și împotrivă. Avem ale noastre percepții, avem ale noastre standarde, avem ale noastre căi. Avem înțelegerea noastră cu privire la statutul nostru, dar înaintea lui Dumnezeu ce se spune și ce se cere și Biblia de la un capăt la altul, asta ne îndeamnă să fim robi ai Domnului. Totdeauna să ne ajute Domnul. Acum David a făcut pașii aceștia trei, da? Recunoaștere, regretare, renunțare și îl face și pe al patrulea, rededicare. Uitați-vă în versetul 13, extraordinar ce spune el aici. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Atunci, când? Când voi fi reabilitat din nou. Doamne, iartă-mă, curățește-mă cu isop. Doamne, pune-mi pe calea cea bună. Doamne, dă-mi Duhul Tău cel Sfânt din nou. Ca apoi să pot să fie o mărturie pentru alții. Ca apoi să pot învăța pe alții. Observați, pocăința este și o condiție pentru slujire. Nu poți să slujești după planul Domnului, după voia Domnului, după standardele Domnului, după cerințele cuvântului Domnului, dacă tu nu ești pocăit. Mărturia ta nu e valabilă, nu e eficientă, nu o să aducă niciodată roadele care trebuie. Pocăința este o condiție pentru mântuire. Dar pocăința este și o condiție pentru slujire. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Dacă s-ar fi apucat David să țină școală duminică, să țină studiu biblic, să țină conferințe de misiune sau de evangelizare în perioada aceasta când a fost nepocăit, să zicem. A căzut și a rămas acolo și tăinuia, cum a spus în fața oamenilor, credeți că s-ar fi pocăit lumea? Dacă s-ar fi apucat să țină, să facă el? No. El, când a fost descoperit de Natan, când a fost expus cercetării divine, se pocăiește în felul în care am spus și apoi zice, Doamne, am dorința acum să fiu în slujirea Ta. Am dorința să învăț și pe alții căile Tale și am dorința, Doamne, ca să văd păcătoși întorcându-se la Tine. Cât de mare e dorința aceasta a noastră? Uitați-vă, credeți că nu era ocupat David? O, cum să nu? Era tare ocupat împăratul. Avea, cred că, audiențe, avea programele, avea misiunile, avea proiectele lui și de infrastructură și de economie și de politică internă și externă. Avea treburi de administrație, avea apoi cu militaria, cu sfetnicii, avea cu atâtea lucruri probabil avea de-a face. Dar ce spune el? În agenda lui de acum înainte va fi și un proiect special de slujire, de depunere de mărturie, de învățare a căilor Domnului pentru păcătoși, ca să se întoarcă la Domnul. A început să-l motiveze iertarea Domnului, reabilitarea, bunătatea, îndurarea Domnului, să-l motiveze la slujire. Cât ne motivează pe noi astăzi bunătatea Domnului? Faptul că s-a îndurat de noi și ne-a mântuit și familiile și suntem pe calea Lui și nu suntem sub un pod și drogați sau într-un centru de reabilitare sau în alte lucruri murdare implicați, cât ne motivează pe noi?
harul și bunătatea și îndurarea Lui față de noi, să spunem altora, să învățăm pe alții printr-o mărturie bună și folosind cuvântul, ca să-i vedem că se întorc la Domnul. De ce se golesc multe biserici astăzi? Pentru că lipsește pasiunea aceasta. Sunt atâtea alte lucruri. Și discută zile întregi și săptămâni întregi și despre buget. Cât să fie bugetul pentru anul viitor? Cât să fie programe și alte și așa mai departe? Și asta nu apare nicăieri pe agenda. Să vedem păcătoși întorcându-se la Domnul. Parcă e neglijată, parcă e uitată slujirea aceasta. Uitați-vă la David, devine o prioritate pentru el lucrarea aceasta. A fost o prioritate pentru Pavel, a fost o prioritate pentru toți ceilalți apostoli, cum a început misiunea cu Domnul Iisus. Ce au spus ei? Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Am lăsat totul și te-am urmat. Că ai zis că o să ne faci pescar de oameni. Și așa trebuia să își ducă misiunea și slujirea până la capăt. Iubiți frați și surori, Dumnezeu să ne ajute să imităm modelul de pocăință al lui David și altora. Dacă e cineva în dimineața aceasta aici care este credincios Domnului și pocăit înaintea Domnului, așa cum spune cuvântul, înseamnă că predica n-a fost pentru el sau pentru ea. Învățătura, exemplu, nu-i pentru astfel de persoane. Dar dacă ne uităm la noi înșine și ne vedem greșiți înaintea Domnului, căci nu este e cu neputință să nu fi greșit, haideți să lăsăm Duhul Sfânt să ne cerceteze și să ne pocăim înaintea Domnului. Ca să putem fi de o mărturie bună apoi pentru toți ceilalți din jurul nostru. Oriunde am fi, Dumnezeu să ne folosească, Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să-și binecuvinteze biserica Lui și de aici și din alte părți, cu o mărturie bună spre slava Lui și extinderea împărăției Lui. Amin.